Incendiu de vegetație violent izbucnit sâmbătă seara în zona localității Mănărade din județul Alba. Focul a cuprins aproximativ 15 hectare de teren, însă datorită eforturilor prompte și coordonate ale pompierilor, flăcările au fost tinse în jurul orei 22.40. Intervenția a fost una extrem de dificilă, dată fiind viteza de propagare a incendiului și condițiile meteorologice. Din fericire, pompierii au reușit să prevină extinderea focului către locuințe. Autoritățile reamintesc faptul că în cazul incendiilor de vegetație uscată, flăcările se întind cu repeziciune pe o suprafață foarte mare, iar pompierii depun un efort vor considerabil pentru a opri propagarea arderii. În condiții de vânt puternic și temperaturi ridicate, astfel de situații se pot transforma în tragedii dacă în zonă se află locuințe.